Prima apropiere între ei avusese loc într-una dintre aceste absențe ale Melaniei. A trecut mult până ca Silvia să se hotărască, amintindu-și de crizele ei, dar el a luat totul în glumă. Dacă nu merge, nu merge și gata, o să mor fecioară. Ea a râs până a început să sughițe și multă vreme n-a reușit să se liniștească, în ciuda tuturor trucurilor încercate. Să-și țină respirația până îi țiuie urechile, să bea apă cu înghițituri mici, să sară în piciorul drept ridicând mâna stângă deasupra capului. El a făcut comentarii amuzante despre încercările ei de a scăpa de sughiți, provocându-i noi hohote de râs. Apoi a cuprins-o în brațe, a lipit-o de el tare. Brațele lui aveau o forță uriașă, nu admiteau împotrivire, și ea s-a liniștit pe loc. Era tandru și blând, deloc pretențios, și cu lipsa asta de pretenție a și cucerit-o. Secretul relației lor fericite era minunat și uimitor de simplu. Cu cât el îi dăruia mai mult, cu atât ei îi venea să-i răspundă la fel. Parcă se jucau de-a dăruitul, încercând să se întreacă unul pe celălalt, în dorința lor de a face plăcere. Crizele care odinioară îi distruseseră viața Silviei nu s-au repetat și ea și-a permis pentru prima dată să iubească fără nicio stabilă. S-a legat de Simon cu tot sufletul ei nemărginit și când s-a despărțit de el, și-a dat seama că rămăsese fără o bucățică din ea însăși. I se părea că Simon îi fusese tăiat cu foarfeca din inimă și cum aceasta nu va înceta niciodată să sângereze. De Bocceau a rămas în pragul camerei și a amintit seara târziu. A răsucit-o în mâini îndelung, cu grijă. Sub un strat de hârtie simplă a descoperit o carte de Terian, poetul ei preferat, și o cutiuță cu un medalion de aur în formă de inimă. Și l-a pus imediat și nu și l-a mai scos niciodată. Salut, dragi cititori, numele meu este Loredana și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. M-am gândit că va fi o idee bună să încep acest videoclip, această recenzie, cu un scurt fragment din capitolul meu preferat, din cartea despre care voi vorbi astăzi, și anume Simon, de Narine Abgarian. Sper că v-a plăcut, apropo, fragmentul ales de mine. Este chiar din primul capitol și pe mine m-a impresionat profund acea primă poveste, dar ca să aveți o idee, să știți că mi-a plăcut mult mai mult acest roman decât Din cer au căzut trei mere. Și ca să încep cu începutul, întotdeauna inversez ordinea cronologică a lucrurilor pe care ar trebui să le spun când fac câte o recenzie. Acesta este al doilea roman al acestei autoare, apărut în limba română, primul fiind, cum scrie și aici, Din cer au căzut trei mere. Mie mi-a plăcut foarte mult acea carte și v-am tot povestit despre ea pe acest canal. Mi-au plăcut foarte mult accentele de realism magic și toată acea poveste cu iz, când fantastic, când supranatural. În schimb, surprinzător, romanul ăsta mi-a plăcut mai mult. Și nu doar mai mult, ci mult mai mult. Este o poveste mult mai tandră, mult mai bine dezvoltată, cu personaje mult mai bine conturate. Evident, asta e doar părerea mea. Toată această recenzie este subiectivă. Știți că eu mereu zic chestia asta pentru că ce rost are să pretinzi că ce-ți place ție ar trebui să placă și altora. Dar, da, mi-a plăcut mult mai mult romanul ăsta, deși, surprinzător, nu are realism magic, decât poate spre sfârșit. Există câteva scene care m-au dus cu gândul într-acolo, dar, per total, este o poveste de viață. Toată povestea este, sau mai bine zis, în centrul acestei povești. Avem mai mulți locuitori din orășelul Berd, aflat în Armenia, și având experiența romanului anterior cu merele, a trebuit să caut, să văd dacă e vorba de un loc real sau de un loc inventat de autoare. Și ce să vezi, este chiar un oraș real, din provincia Tavuș, din Armenia. Dar cam atât despre locație. Dacă vreți să-l căutați pe internet, îl găsiți.
Acum locuitorii. Este o poveste care te duce și în trecut, te mai plimbă și prin prezent și recunosc că uneori poate fi ceva mai dificil să ții pasul cu personajele și cu poveștile lor, pentru că de la capitol la capitol și chiar în interiorul aceluiași capitol se mai trece uneori brusc de la trecut la prezent, prezentul fiind chiar cel al nostru, cu internet, cu telefoane mobile, cu toată tehnologia, doar că, la fel ca din cer au căzut trei mere, toți locuitorii acestui orășel Berd par a fi oarecum rupți de restul lumii, deși sunt conectați la ce se întâmplă și în exterior, viețile pe care le duc în Berd par a fi separate de orice altceva ce poate exista în exterior. E doar o senzație pe care am avut-o, dar mie îmi place când se întâmplă chestia asta, e ca și cum autoarea a creat un univers special doar pentru aceste personaje. Ca poveste avem în prim plan un zidar pe Simon. Și aici nu este niciun spoiler, nu risc să vă stric plăcerea lecturii dacă vă spun că, de fapt, romanul se deschide cu priveghiul lui Simon, ocazie cu care se strâng toate fostele lui iubiri de pe parcursul vieții și o avem, ca să nu uit vreuna, o avem evident pe soția lui Melania. Și mai avem așa, Suzana, prima dragoste, Eliza, trădată de propriul soț, Sofia, frivolă, dar plină de viață, Silvia, internată cândva abuziv într-un spital de psihiatrie și mai este un personaj feminin, dar o să vă spun mai multe despre el. Simon nu a avut nicio legătură romantică cu acest personaj, dar e important în ansamblul poveștii, deci voi reveni și la ea. Cam acestea sunt iubirile lui Simon și pentru că așa se deschide cartea, apoi continuarea e că fiecare capitol tratează povestea câte unei femei. Sunt diferite epoci, practic, din viața lui Simon, dar aici să încep un pic cu părerile mele, așa că o să las cartea jos. Nu are rost să vă spun exact ce se întâmplă, vreau doar să știți că este un roman plin de viață, plin de culoare. Mi-a plăcut extraordinar de mult stilul de scriere a lui Narine Abgarian și odată cu romanul ăsta mi-am dat seama că m-am cam îndrăgostit de stilul ei și indiferent ce va mai apărea de ea în limba română, voi lua cu siguranță să citesc. Are, cum să spun eu, reușește să surprindă foarte bine anumite emoții, descrie foarte frumos anumite peisaje și îți lasă impresia că ai citi un basm din acele colecții de povești nemuritoare. Este o povestitoare genială. Scriitura ei nu este foarte lirică, ca să te îndepărteze de poveste, ci dimpotrivă te atrage și mai tare în lumea pe care a creat-o. Cât despre personaje, mi-a plăcut foarte mult cum Simon este vehiculul prin care toate aceste femei au ocazia să-și spună povestea în fiecare dintre capitole. Mi s-a părut că, de fapt, Simon este pretextul pentru a afla cu adevărat poveștile de viață ale acestor femei, fiecare dintre ele trecând prin încercări grele în viețile lor respective, încercări diferite, dar oricum fiecare a avut obstacole de trecut și mi-a plăcut felul cum au fost descrise relațiile. Recunosc că la început am fost îndepărtată de
ideea de a începe cât mai curând cartea, pentru că nu diger, nu am digerat vreodată și nici nu cred că voi digera vreodată tema asta înșelatului pe parcursul unei căsnicii, dar începând să citesc cartea, mi-am dat seama că nu e deloc ce credeam eu că va fi, așa că dacă probabil aveți aceleași gânduri cum am avut eu, să nu le mai aveți. Povestea este superbă și dacă veți ajunge cu romanul la sfârșit, veți vedea cât de frumoasă este toată povestea lui Simon cu aceste femei. Trebuie să vă salute un membru al publicului fizic. Voi sunteți publicul online, dar avem și public fizic. Da. Și ce să mai spun? Povești foarte tandre, povești care m-au impresionat, mai ales primul capitol din care v-am citit și acel fragment. Și mi-ar plăcea să mai descoper cărți ale lui Narine Abgarian. Acum câteva cuvinte, ceva mai în profunzime, nici nu știu exact ce să spun ca să nu fie, știu eu, spoiler. Hai să zic totuși de ce mi-a plăcut prima poveste cel mai mult. E cu văduva Silvia, internată, scrie și pe spatele cărții, v-am citit, internată abuziv într-un spital de psihiatrie. Poate că e un spoiler, poate nu, femeia nu era bolnavă. Avea o altă problemă și din cauza aceasta soțul ei, care el împreună cu familia lui aveau foarte multă putere, foarte multă influență, au considerat că are probleme psihice și au vorbit pile cunoștințe relații și au internat-o într-un spital, pentru că Silvia între timp născuse un copil, o fetiță, și culmea voia să divorțeze de soț și să își prefacă viața de una singură, poate cu altcineva, dar voia să aibă și custodia copilului. Iar acest bărbat, cu toată totalaiul lui din familie, au hotărât că e mai bine ca ea să dispară din peisaj, așa că au internat-o într-un spital de psihiatrie, unde Silvia a stat câțiva ani, dacă mi-aduc bine aminte. Însă, atunci când începe povestea ei cu Simon, lucrurile cumva revin pe făgașul normal al vieții ei și mi-a plăcut foarte mult cum fiecare poveste a acestor femei e despre vindecare, despre găsirea reală a sinelui și despre a învăța practic ce înseamnă iubirea cu adevărat. Așa că nu vă voi mai plictisi cu alte detalii inutile. Vreau doar să știți că este un roman foarte, foarte frumos și, în primul rând, deci primul cuvânt care îmi vine în minte atunci când mă gândesc la Simon este tandru. Este o carte foarte tandră, fără a fi dulceagă, pentru că e un aspect super important. Nu este un roman de dragoste sub nicio formă, este ficțiune literară, dar cumva poveștile acestor femei, povestea lui Simon, sunt așa pline de emoție și de sensibilitate și a fost o reală plăcere să citesc cartea asta și să aflu mai multe și despre viața într-un orășel din Armenia, de ce nu, pentru că la cât de mare e romanul, vă dați seama că nu-i vorba numai despre aventurile lui Simon cu aceste femei. Avem iarăși trimiteri la evenimente istorice din viața acestei țări. Sunt foarte multe referințe la trecutul
sângeros al Armeniei, genocidul de care au avut parte și multe, multe alte chestii de cultură, de civilizație. Sunt menționate băuturi specifice lor, mâncăruri specifice lor și felul cum își duceau viața de zi cu zi locuitorii unui orășel din această țară. Pentru mine a fost recunosc ceva nou, pentru că în afară de din cer au căzut trei mere și Bastarda Istanbulului, unde sunt menționate iarăși câteva chestii despre viața armenilor, recunosc că altă carte n-am mai citit despre Armenia, așa că a fost ceva nou și mi-a plăcut să descoper lucruri noi despre această țară. Dar, da, per total este un roman foarte, foarte frumos și acum spre sfârșit aș vrea să vă citesc un alt fragment. Am marcat mai multe, dar mă gândesc să-i fac și o recenzie scrisă totuși pe blog și acolo să includ toate fragmentele pe care le-am marcat pentru că, na, e păcat și mie mi-au plăcut foarte mult. Dar, da, o să vă citesc un scurt paragraf. Niciodată în viață n-o să mai întâlnească un bărbat pe care să-l poată iubi, în fața căruia să se poată dezbrăca fără să se rușineze de trupul ei, căruia să-i povestească pe nerăsuflate totul despre ea, fără să ascundă nimic și fără să se jeneze. Dumnezeu ne-a făcut unul pentru celălalt, dar noi proștii n-am știut asta și ne-am rătăcit, îi spusese cândva Simon. Eliza atunci râsese neîncrezătoare, dar acum nu se mai îndoia, el avusese dreptate. Nu mai avea de ce să respire, a aluneca pe podea, căzând în nesimțire și gândindu-se cu recunoștință că moare. Dar glasul, care plutea deasupra ei, n-a lăsat-o. El i-a alungat durerea din suflet, i-a spălat fiecare cotlon până a lucit ca un pahar de cristal, a luminat-o cu strălucirea lui tăcută și ocrotitoare. A ajutat-o să se ridice, i-a îndreptat rochia, i-a șters lacrimile cu un gest uitat din copilărie și, împingând-o ușor în spinare, a binecuvântat-o. Pleacă, lasă-i pe toți și trăiește. Ceea ce Eliza a și făcut. Dacă ați ajuns până la sfârșitul acestui videoclip, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Îmi pare rău că n-am putut să vă spun mai multe despre cartea asta, dar trebuie să o trăiți ca să vedeți cât de frumoasă este. Dacă aveți de gând să o citiți sau dacă ați citit-o deja, v-a plăcut, nu v-a plăcut, vă rog să-mi spuneți în comentarii, e ok și dacă nu v-a plăcut, doar să-mi spuneți de ce, că sunt curioasă. Și încă o întrebare pentru voi, v-ar interesa ca videoclipul următor să fie ceva de genul cărți hypuite, cărți foarte lăudate, care consider că își merită laudele și, din potrivă, cărți foarte lăudate, care eu consider că nu își merită laudele. Mi-ar plăcea să fac așa o listă cu pro și contra. Dar da, spuneți-mi în comentarii dacă e ok și pentru voi. Dacă nu, trebuie să îmi vină o altă idee. Dar, da, mai am ceva pregătit pentru voi, dar cred că data viitoare o să vă spun mai multe. Încă mă gândesc cum să îi dau contur și revin. Mulțumesc mult pentru vizionare, sper să aveți o nouă săptămână cât mai frumoasă, cât mai răcoroasă, pentru că e foarte cald, așa că aveți grijă să vă hidratați, încercați să stați mai la răcoare, mai la umbră. Și noi ne vedem săptămâna viitoare, de data aceasta chiar ne vedem. Și da, aveți grijă de voi, eu v-am pupat. Pa!